Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă întreb dacă domnul președinte Iohannis, după ce iese la pensie la anul, faceți frică de banane. Dacă se duce la dânsul, că îi plac chestiile astea exotice, dacă ați remarcat, știți? Ați văzut ce avion și-a închiriat pentru Japonia? Mă, avion de, pe bune, proxenet. Serios, mie așa mi se pare, am văzut pozele. Nu râdem, mă. Da, mă, tu ai văzut cum arată interiorul? Da, l-am văzut. Prieten, voi ați văzut cum arată interiorul avionului pe care l-a închiriat președintele Iohannis ca lipsește să se ducă până în Japonia? Are de toate, îi lipsește o singură chestie, suportul ăla de schiuri. Da, știi? Poate are, da, cu canapele roșii înăuntru, pat matrimonial, nu, serios, adică... Jay-Z style. Să știi că și eu am mers cu un tren de la Brașov la București, tot roșu, tapiserie roșie, da. Tot așa? Și da, dar noi eram închiriat. Foarte frumos. Poate până la avion mai... Era roșu tot în vama. Da, frățioare. 350.000 de euro a costat zborul respectiv, închirierea avionului, da. Și a făcut escală la Sibiu. Asta e o discuție. O fi luat bilete în ultimul moment. Nu, stați puțin, stați că avem două lucruri de discutat. În primul rând, bun, ok, râdem noi de domnul președinte, asta e, ne mai și enervăm nițel, dar poate că ar trebui totuși cumpărat în România sau ca România să cumpere măcar un avion oficial. Dar nu l-a luase Băsescu unul? Nu, a fost o discuție veche, aici e o ipocrizie îngrozitoare, știi, nu, să nu cumpărăm sau care cumva să se dea președintele. Au fost, a fost ceva, Ceaușescu avea și el, nu mai e, gata, okay. S-au dus de mult. Cum e și cu aia cu, dar de ce să locuiască președintele la Cotroceni? Să nu locuiască președintele la Cotroceni. Militari. Și drept urmare, președintele stă evident într-o vilă undeva în cartierul Primăverii și după ce termină mandatul, primește o vilă din partea statului român. Pe când, nu vă supărați, părerea mea este să facem și noi, ca în America. Dacă la Cotroceni e sediul președinției, e un palat suficient de mare să amenajeze acolo un apartament de câteva camere, pentru domnul președinte și familia lui, să-i se dea un buget dacă vrea să zugrăvească la începutul mandatului, stă acolo cât are mandatul, după care își vede de viață. De ce trebuie să-i dai casa? Adică, pe bune, plus că domnul Iohannis mai are câteva. Adică, știi, nu are o problemă imobiliară. Sunt ocupate în momentul ăsta. Da. Nu poate să dea meditații la Cotroceni. Bun. Cu avioanele, prețurile variază foarte mult. Adică, că Air Force One al președintelui american au cumpărat, cred că 5 miliarde de dolari a costat. N-avem. Da. Dar în rest, egiptenii au cumpărat un avion prezidențial cu 500 de milioane de dolari. Erdogan a primit cadou de la emirul Qatarului un Boeing 737 de 400 de milioane de dolari. Cadou merge. Franța are un Airbus 330, evident că Airbus cumpărat cu 230 de milioane. De Zambia săraci, de a cumpărat unul cu 200. Mali, care e, cred, una dintre cele mai sărace țări din lumea asta, chiar mai săracă decât Republica Moldova. Mali a cumpărat un Boeing 737 cu 30 de milioane de dolari. Asta cred că n-are scaune, duce în picioare. Poate e cu pedale, cu ceva. Deci, da, asta e. Dacă noi am avea și noi, ați vrea să avem și noi un Air Force 1, știi? Adică cum au americanii Air Force 1, să avem și noi Air Force 1, să fie doar unul. Adică altfel să... te prezinți. Da, și ieși tu un avion acolo ca să nu mai închiriezi. Pe de altă parte, să știți că închirierea unui jet privat, executiv, cu rază medie sau lungă de zbor, nu e dita mai dihania. Costă câteva mii de euro pe oră. Dar e un avion mai mic, nu e dita mai dihania. Ai zis că a costat 350.000 de euro la până în Japonia. Am zis jet multe executiv. Ore. Da, nu, bă, asta este 737 ce a închiriat domnul. Păi ești zbor și lung până bă, și ce trebuia? Dar știi că avionul ăsta, Boeing 7... Problema e că în jeturile astea executive mici, pe care le vedem noi pentru oamenii de afaceri, n-ai loc să-ți pui paltonul în cuier. Nu, și atunci e complicat. Crezi că și-au luat bagaj mult? Domnul Iohannis s-a luat un Boeing. Știi că la low-costurile astea acum costă bagajele uneori cât biletul în sine sau chiar mai mult. Mm-hmm. Poate l-a costat bagajele. Deci fascinant este că acest avion pe care l-a închiriat, care este, din câte înțeleg, un Boeing 737, este astfel configurat încât are capacitate numai de 19 pasageri. În loc de până la 200, cât are un Boeing 737. Sau 250 la companiile low cost. Da. 250-300 la low cost. Bă, deci numai pentru 19 pasageri. Un avion Boeing 737. Poate de aia și costat atât de mult. Vă ziceam că a făcut escală la Sibiu. Și site-ul specializat pe aviație, boardingpass.ro, care e foarte mișto, e foarte bine documentat, a luat toate zborurile președintelui Iohannis, zboruri oficiale, de anul trecut, din 2022, și primele două luni ale acestui an. Așa. 26 de zboruri oficiale. A zburat ceva. În majoritatea mare de tot a cazurilor, domnul Iohannis a făcut escală la Sibiu, cu avionul. Când pleacă afară. Da.
Deci, pe cineva îi face de astea de casă să ducă. Deci este uluitor, adică o fi încărcat niște telemea de Sibiu. Astea gem cu slăninuță, că nu te uiți cu mâna la Naruhito. Da. Vă dau câteva exemple. S-a dus la Luxemburg, 27 februarie. București, Sibiu, Luxemburg. La întoarcere la fel, Luxemburg, Sibiu, București. Acolo lasă ce sacoșează, că îi dă, la schimb îți dă ceva. Când duci de-astea, zice și Luxemburg, avem mă ceva de-astea de ale noastre luxemburgheze să-i dăm lui șeful ăsta. Duci brânză, vii cu cașcaval. Varșovia, 22 februarie. București, Constanța, Varșovia, București. Aici a fost ceva greșit. A luat niște hamsi ceva. Bruxelles. București, Bruxelles, a mers ok, după care la întoarcere Bruxelles, Sibiu, București. Trece și pe la Sibiu să lași eu sacoșele. Da, mă, este încă... Deci, Baku, București, Baku, Sibiu, București. A lăsat niște rafi. Tirana, București, Sibiu, Tirana. Zice deci face și cu ocol. Și uite, așa sunt toate. Atena, la fel, Atena, Sibiu, București. Păi, este ceva incredibil. Și toate sunt la fel. Paris, Paris, Sibiu, București. Luase ceva frumos de la Paris. Băi, deci sunt mare majoritatea în felul ăsta. Eu nu înțeleg, totuși, costurile astea, cum se justifică ele? Acum râdem, nu? Dar cum se justifică costul unei escale la Sibiu? Totuși nu poți să-i trimite pe tren ceva dacă are nevoie. Nu știe să-și facă valiza. Îi face doamna Carmen valiza și nu... La noi e lumea invidioasă și te vede că vii cu sarsanalele din străinătate la Cotrocine. Acolo te bârfește lumea. Iar a venit ăla cu poapornița, va da și vouă, bă, bomboane, ceva. N-a dat, mă, nimic de încolo. Așa le lasă la Sibiu, a scăpat de grijă, nu-l vede nimeni, merge închis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.